La 23 de ani, canoistul Cătălin Chirilă se află în fața celei mai mari provocări din carieră, participarea în premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice. Legitimat la clubul Steaua București, Cătălin trage în barcă alături de Victor Mihalachi, iar recent cei doi au cucerit medalia de bronz la Campionatul European de Senior de la Poznan. Cătălin, ce înseamnă pentru tine bronzul cucerit la europene? Un rezultat măreț pentru că am luptat până la capăt. Noi am reușit să răzbim în fața polonezilor, le-am luat medalia din față. Care sunt calitățile care te-au propulsat pe podiumul europenilor și ți-au dat dreptul de a participa la Jocurile Olimpice? Prima calitate a mea este dorința, urmată de ambiție, și a treia mă consider un băiat muncitor, cel puțin așa cred eu că mă trag dintr-o familie muncitoare. Bunicii mei au muncit până la o vârstă înaintată, părinții mei la fel. Și eu am încercat ca în sport să lupt, să muncesc pentru rezultatele pe care le-am obținut cât mai mult. La 23 de ani vei participa la prima ta olimpiadă. Ce reprezintă acest lucru pentru tine? Mă simt onorat să ajung la olimpiadă, dar eu consider că este munca mea la mijloc și este visul meu și consider că este visul oricărui sportiv să ajungă acolo la olimpiadă, să participe, să se lupte pentru cea mai strălucitoare medalie. Sportivul stelist va concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo în două probe, canoe 2 1000 de metri și canoe 1 1000 de metri, și speră să cucerească o medalie în Japonia. Da. Canoe și la canotaj aveți mari probleme cu bătăturile în palme. Cum depășește acest obstacol? La începutul pregătirii, în toamnă, când ne apucăm de fapt să ieșim pe apă, este o problemă destul de mare treaba asta cu bătăturile, dar după vreo 3 săptămâni încep să treacă, începem să ne obișnuim. De fapt, bătăturile nu dispar, ne obișnuim cu durerea. Ce obiective ai la Jocurile Olimpice? Având în vedere că participăm la proba noastră unde ne-am arătat valoarea și ne-am dovedit nouă în primul rând că suntem puternici și putem lupta pentru o medalie, cât mai strălucitoare bineînțeles, acesta este obiectivul, să câștigăm o medalie. Și la proba de canoe 1 mi-aș dori să vin pe un loc cât mai în față. Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate de anul trecut, se vor desfășura în perioada 23 iulie-8 august.